sfințită, stăpână. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii veșilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, Sfântul Sfântului Tău. Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru orașul acesta, țara aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze drumul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Cine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat călătoria fiilor lui Israel în drumul pe care l-au făcut după ieșirea din Egipt, ziua mergând înaintea lor în stâlp de nori, iar noaptea sub chipul unui stâlp de foc, luminându-le calea ca să poată merge nevătămat ziua și noaptea, Cel ce ai binecuvântat drumul de patriarhul Abraham din Canaan spre Egipt, din Betel, pecerea lui Iacob spre Mesopotamia, și a lui David la aducerea chivotului legii din cetatea lui Iuda în cetatea sa.
Te rugăm, binecuvintează drumul acesta. Cu venirea Duhului Tău Celui Sfânt și ferește-L de ape, de stricăciunea vremii, de cutremure și de tot felul de dezastre și de asemenea binecuvintează pe toți cei care s-au ostenit la construirea Lui și care vor merge pe El. Binecuvintează Tu care ești calea, adevărul și viața, pentru rugăciunile apostolului Luca și Cleopa împreună cu care ai călătorit după înviere spre Emaus, pe toți cei care călătoresc și vor călători pe acest drum. De cum e binecuvântat pe Tobie cu îngeri împreună călător spre radieșul Mediei și să nu te depărtezi după negăită ta milostivire de ei, pe cum te-ai depărtat de Moise și de Iosua, cărora le-ai făgăduit că le vei da în stăpânire tot pământul călcat cu tălpile picioarelor lor, de la pustie până la râul cel mare, cimit de Eufrat, și de la râul cel mare până la marea cea mare spre ascunsitul soarelui. Sporește-le după marea ta purtare de grijă atenția în călătoriile lor, spre a fi cu luarea minte la calea pe care umblă, ferindu-i de vrăjmașii văzuți și nevăzuți din zi și din noapte, de calea care duce la pieire de accidente și de moarte nevrasnică. Căi să umble de cum Tobie pe căile adevărului și ale dreptății, ca astfel umblând să dobândească bucuria pe care au avut-o magii de la răsărit atunci când au aflat pe pruncul Iisus și apostolii Luca și Cleopa, cărora în drumul spre Emaus ni s-a descoperit cele scrise începând de la Moise despre iubitul Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, care este calea prin care vom intra în Împărăția Cerurilor după cum vom încheia drumul acestei vieți. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cei, toți cei care au construit drumul acesta și binecuvintează pe ei, că Tu ești calea, adevărul și viața și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Binecuvintează drumul acesta și înslăvire cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează drumul acesta prin stropire cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează drumul acesta prin stropire cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înțelepciune, binecuvintează Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Domnul Vrea Sfinția voastră, domnul președinte al Consiliului Județean, stimați invitați, dragi vâlceni. Pentru mine este o mare onoare să fiu astăzi aici, pentru că ne onorăm o promisiune făcută, și anume aceea de a continua bulevardul. Eu l-am început, cel din Ostroven, prin sere, eu vreau să-l finalizez. Vreau să vă spun că în 30 de zile vom cunoaște și câștigătorul licitației pentru cele 4 bretele. Deci în acest mandat, întreg bulevardul va fi finalizat în așa fel ca atunci când veniți dinspre București doriți să veniți pe Ostroveni, să coboriți direct pe bretea, să veniți pe Ostroveni. Sau când veniți de la Sibiu. Când vreți să mergeți din Ostroveni, aveți pe partea cealaltă alte două bretele care urcă pe pod pentru a face această mișcare. Deci podul fără bretele este zero. Deci vreau să vă spun că o dată construcția celor 4 bretele, fluidizarea municipiului Nicu Vâlcea va fi totală. Veți vedea acest lucru și acest lucru îl puteți vedea sfârșitul anului viitor, cel târziu în martie 2020. Cel târziu. Dar vreau să vă spun că în maximul, încă o dată repet, în maximul 30 de zile vom cunoaște câștigătorul licitației. Deja ofertele au fost depuse, deja se evaluează, sunt 5 firme care și-au depus dosarele, se evaluează și sunt convins că în maximul 30 de zile vom cunoaște câștigătorul licitației.
Sunt convins că acest proiect va fi finalizat, așa cum sunt convins că anul viitor va fi finalizat și aredele 3 ani, deja unde s-a început lucrarea la aredele 3 ani și suntem în grafic, deci anul viitor vor fi gata și aredele 3 ani. Vreau să le spun vâlcenilor că și să le mulțumesc că au avut, că au suportat acest deranj care s-a produs, pentru că atunci când construiești ceva se fac și se produce și deranj, dar merită așteptat, pentru că Râmnicu Vâlcea este deja privit cu invidie la nivel de țară. Pentru că este singur oraș în care se mai face câte o autostradă, câte o bandă. Vom face acel proiect și sunt convins că în acest an vom avea șanse reale să primim un premiu de excelență pe administrație, pentru că ceea ce se face în Râmnicu Vâlcea nu se prea face în alte municipii din țară, fără lipsă de modestie. Dar aș vrea să vă plictisesc foarte mult, știți foarte clar că absolut tot ceea ce am promis voi duce la îndeplinire și vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare care ați dorit să veniți astăzi la această inaugurare. Încă o dată vă doresc tot bine din lume, dar nu înainte de a-i da cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, pentru că trebuie să vă spun că la nivel local avem o relație excelentă cu Consiliul Județean și acest lucru se vede. Eu cred că vâlcenii s-au săturat să asculte, să vadă tot scandalul și lupte între partide. Eu cred că în administrația locală politica trebuie lăsată deoparte, iar acest lucru se vede în Vâlcea și în județul Vâlcea. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul primar! Acum, și eu ca un frate mai mic, să spun așa, care încearcă să țină pasul, trebuie să spun un lucru important. Investiția aceasta se termină cu 2 luni mai devreme. Și pentru asta merită felicitări și vă rog să-l aplaudați pe domnul primar. În altă ordine de idei, domnul primar, încercăm și noi, Consiliul Județean, să ținem pasul și am primit vestea că suntem în lista de sinteză să renovăm spitalul vechi din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru că avem în municipiul Râmnicu Vâlcea niște clădiri care nu prea țin pasul cu ceea ce face excelentul nostru primar. Domn primar, am 2 motive de bucurie. Odată că stau nostroveni și iată, faceți acest drum aici. A doua oară că îl terminați cu 2 luni mai devreme și principalul motiv de bucurie este că, așa cum ați spus, vă țineți de cuvânt, iar acest lucru îl faceți în folosul oamenilor. Felicitări Mircea Gutău, felicitări colegilor de la primărie, felicitări constructorilor, mulțumim în alpă Sfinției sale pentru binecuvântări, pentru că toate lucrurile se fac cu voia lui Dumnezeu și oamenilor. Felicitări, domn primar, Doamne ajută tuturor! Încă o dată vă mulțumesc, vă invit să tăim panglica și vreau să vă invit să participați la zilele orașului care încep de vineri și veți vedea, vor fi momente extraordinar de frumoase. Vă mulțumesc de suflet! Care doriți să o facem în mare și să-l la ce place.